Până când arde, lucrăm umerii. Sus, cobor, unesc ganterele și ridic umerii. Coatele mai sus de umeri și cobor. 1. Și ridic sus. 2. Și ridic sus. Hai, 3. Și sus. 4. Și sus. Și să nu uităm de triceps. Mă plec în, în față. Spatele este drept. Brațele le întind către înapoi. 2. 3. 4. 5. Nu te oprești până nu arde. Bun, ne așezăm din nou pe saltea. Să lucrăm un pic pătrățelele, da? Perfect. Palmele sunt sub fesier. Ridic omoplații de pe saltea. Picioarele sunt întinse. Sus, rămân aici o secundă. Expir și cobor. Sus și cobor. Sus și cobor. Continui 10 repetări. După care ridic picioarele, desenez un cerc, cobor și revin sus. Cobor și revin sus. Cobor și revin sus. Și ultimul rămân în această poziție. Bicicletă. 1, 2, 3. Cât de multe poți, faci până te plictisești, până arde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Revin. Trag aer în piept. Expir. Și facem de 3 ori toate aceste exerciții. Le putem executa și acasă și în sală cu un minim de echipament. Sus. Cam asta a fost. Nu sunt grele. Poate oricine să le facă. Diana, sunteți bună dimineața. Bună dimineața. Și salutăm, bine ai venit alături. Acolo. Este o plăcere să fii alături de noi. Asta pentru că îți urmărim și Instagramul și ești foarte inventivă. Pentru că e important să fii inventiv atunci când e vorba de exerciții. Tu faci și multe exerciții fără greutate, da? Da. Cu greutatea propriului corp. Asta înseamnă că nu ne dezvoltăm foarte mult partea musculară, ci exact cât trebuie. Da, exact. Trebuie să fim inventivi, trebuie să ne folosim de toate lucrurile pe care le avem în casă. Ți-am spus, eu aveam gantere, tu nu aveai. Ar putea să găsești o sticlă de 2 litri de apă care imita foarte bine acea ganteră. Deci dacă vrei, poți. Nu există. Trebuie doar să poți. Dar ai venit și tu. Dar bună. Și pot face aceste exerciții pentru că Alex a sustras astăzi, nu știu de ce. Putea n-ai vrut. E început de săptămână, trebuie să te apuci de sport, să știi. Da? Da. La el tot timpul spune că începe de luni, da? Azi e luni și a zis că de luna viitoare. Asta doar s-a uitat. Da. Oricum, exerciția pe care l-ai făcut arată foarte bine. Și bănuiesc că lucrează fiecare mușchi. Da. Sunt exerciții pe care le putem face, bineînțeles, și acasă, că tot ai pomenit de acele sticle de apă de 2 litri. Sfatul meu, un singur sfat, este foarte, foarte important. Vreau să fiți conștienți când faceți toate exercițiile. Mi-am propus 30 de minute fac sport, rămân acolo, nu iau telefonul, nu mă gândesc la copiii de afară care bat mingea, îmi termin cele 30 de minute de sport, după aia voi fi foarte mulțumită. Mă gândesc la ce mușchi lucrează și toată prezența mea este concentrată pe acel exercițiu. Eu mai am o întrebare foarte importantă. Mănânci ciocolată? Mai mănânc ciocolată din când în când. Cât de importantă este alimentația? Este foarte importantă. Cred că este undeva la 70% ca proporție din tot cumulul ăsta important, ce înseamnă sport și un stil de viață sănătos. După aceea, după ce ne suntem concentrați pe tot ceea ce se întâmplă în bucătărie, mergem la sală și acolo definim și suntem atenți la ce vrem să construim mai departe. Și acum că a venit toamna, ce ar trebui să includem în alimentația noastră ca să nu punem pe noi? Eu mă bucur foarte kilograme. Mult că a venit toamna, pentru că putem să ne bucurăm de fructele și legumele de sezon. Cacuscă! Haideți să luăm produsele ca atare, haideți să nu le mai pregătim, să nu mai adăugăm sosuri. Ne bucurăm efectiv de fructul propriu-zis și de legumele propriu-zis, fără să le procesăm sau să le amestecăm cu alte ingrediente. Ne bucurăm de struguri, care deși au destul de mult zahăr, ei au puține calorii și îi putem folosi ca și gustare. 8-10 boabe la fiecare gustare, cele două gustări trebuie să fie două pe zi. Iar strugurii, pentru noi fetele să ne mai pomeniți, pentru că conțin un antioxidant numit resveratrol, care ne ajută să scăpăm ușor de celulită. Ne plac perele, nu au calorii. Prunele au un efect laxativ și detoxifică colonul, ceea ce ne pregătește foarte bine pentru sezonul rece. Eu sunt foarte curios, nu e plictisitor să numeri boabele de struguri? Am un strugure,
10 boabe Natalia, 10 boabe Roxana și uite așa. Am mai era teoria aceea cum că ar trebui conform palmei pe care o avem, nu? O să folosim de ea și să măsurăm exact puțin gustările de care tu vorbeai. Da, o măsură. Ca măsură vă luați o palmă, o măsură de brânză este jumătate de palmă, o măsură de carne este o palmă, 150-200 de grame. Nu este simplu. Citim, întrebăm la sala antrenorul, mergem la nutriționist și ne documentăm. Ne vom descurca, trebuie doar să ne dorim. Vorbeai de zahărul din fructe, aș vrea totuși să te întreb dulce, da, dulcele la dulce, mai avem dulcele voie? Pentru că cel puțin după sală, dacă facem sală pe săptămână regulat, după, știu eu, 3 antrenamente pe săptămână, așa cum este recomandat. O savarină, un ecler, da, un tort. Da, nu mai las savarină, este că... Da. Lui Alex, vă rog, două sau trei? Una, măcar trei. Una. O savarină din aia. Asta e problema, trebuie să știm când să ne oprim. De ce să mănânc toată savarina când pot să mănânc o lingură, două jumătate și mi-am satisfăcut pofta. Ce depășește de jumătate deja este acea lipsă de interes către propriul nostru organism, zic eu. Îți mulțumim tare mult, Diana, pentru că cu siguranță aceste sfaturi pe care le-ai dat aici în această dimineață sunt folositoare pentru toate femeile de acasă. Dar și pentru bărbați, dragul meu, astfel data viitoare să nu te mai sustragi. Unde te putem găsi, Diana, ca și cont de Instagram? Pe Instagram, Diana Sente, și acolo vă postez, încerc să vă postez în fiecare zi sugestii de exerciții și ceea ce mănânc eu într-o zi. Vă răspund la întrebări și vă aștept și la sală, bineînțeles. Uite cum facem, noi luăm acum un material și după ce îl prezentăm ne așezăm din nou pe salteluțe și ne mai arăt câteva exerciții pentru posterior. Perfect, perfect. Foarte, foarte bine, o să mă uit la voi și o să vă spun dacă faceți exercițiile corect. Unde mergem mai departe, doamnelor și domnilor, știți că a apărut în presă multe zvonuri cum că Gabi Tamaș cu Ioana ar divorța. Ce face fotbalistul ca să-și salveze căsnicia? Vedeți materialul următor.